în lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixichi. Dacă un obiect e mai ușor ca apa, plutește până la suprafață. Și în același fel, dacă ceva e mai ușor ca aerul, plutește în sus. Știai că aerul cald e mai ușor decât aerul rece? Ei, este! Și asta înseamnă că dacă încălzești aerul dintr-un balon, va pluti. Baloanele cu aer cald folosesc un arzător special de gaz pentru a încălzi aerul din balon pentru a deveni mai ușor. Cu cât e mai mare balonul, cu atât poate duce mai mulți oameni. Baloanele cu aer cald au fost inventate în secolul XVIII de către frații mongolfie din Franța. Pe vremea aceea nu erau arzătoare de gaz, deci încălzeau aerul în balon arzând paie. La început nu erau pasageri în balon, cu excepția micilor fixichii, desigur. De fapt, cum altfel ar putea un balon ajunge în aer fără ei? Din păcate, numele primilor fixichii care au zburat cu balonul nu au fost consemnate în istorie. După zborul micilor fixichii, următorii pasageri au fost animale: un berbec, un cocoș și o rață. Numai după ce animalele au aterizat, după ce au zburat aproape 4 km, oamenii au îndrăznit să zboare ei înșiși cu balonul. De când cu invenția lor, baloanele cu aer cald mai au un nume: mongolfiere! Oamenii aruncă lucrurile imediat ce se strică. Până și aparatele care pot fi reparate ajung la gunoi până la urmă. Iar gunoiul e dus într-un loc oribil care este numit ghenă. Dacă un fixichi se întâmplă să fie într-un aparat stricat, el va fi pus în fața unui mare pericol. Odată unchiul meu a ajuns în ghenă fiind prins într-un televizor vechi. Abia a reușit să sară din calea buldozerului. E un miracol că nu a nimerit în incinerator. Iar apoi s-a tot plimbat prin întreaga ghenă, căutând lucruri de reparat. A luat-o razna de tot. Ha! Ce bine că echipa de salvare fixichii a reușit să-l găsească și să-l aducă acasă. Într-un ceas găsim arcul cel mare, iar acolo mai este încă unul. Al doilea arc este ținut de o piuliță și stă în așteptare. Când brațul cel mic ajunge la ora la care a fost setată alarma, arcul sare din piuliță, iar rotițele încep să se rotească. Asta face un mic ciocan să bată în clopoțel foarte, foarte repede. Și așa sună alarma unui ceas. Un fixichi e mereu înconjurat de tot felul de pericole. Într-un congelator, un fixichi poate să se piardă cu totul și poate îngheța. Dacă nu este atent, se poate neca într-o mașină de spălat rufe sau într-una de spălat vase. Iar un fixichi neatent e mereu predispus să fie electrocutat. Sau să zicem că e un scurt circuit într-un aparat care pornește un incendiu. Dacă se întâmplă asta, trebuie să fugi ca să poți supraviețui. Dar cum rămâne cu oamenii? Ei nici măcar nu cred că fixichii există. Deci pot scăpa din greșeală ceva pe un fixichi, sau pot călca pe unul, sau ne pot lovi fără să-și dea seama. Deci dacă nu te dai din calea lor la timp, ce vreau să spun, fixichii, e că trebuie să aveți grijă și să fiți foarte atenți. Deci fiți isteți, dragi fixichii. Un frigider are o pompă care împinge un lichid special printr-un tub. Într-un frigider, lichidul din tub vrea să se transforme în gaz. Pentru a face asta, îi trebuie căldură din tot ce e înăuntru, iar asta face frigiderul să fie rece. Apoi pompa trage gazul și îl împinge afară drept lichid fierbinte prin tuburile din spatele frigiderului. Asta permite căldurii colectate din frigider să iasă în aerul de afară. Mulți oameni presupun că singura cale prin care fixichii supraviețuiesc e de a fura mâncare de pe mesele oamenilor. Sau mai rău, chiar din frigiderele lor. Asta e o minciună, nu e deloc adevărat. Fixichii nu mănâncă mâncare de oameni,
Atunci te întreb de unde și-au fixichii toată energia lor? E foarte simplu. Există o legătură foarte strânsă între fixichii și aparate. Fixichii nu numai că locuiesc în aparate, ci au grijă de ele și le ajută să trăiască mai mult. În schimbul acestui ajutor, aceste aparate împart din energia lor cu fixichii. Și asta este! Fixichii ajută aparatele, iar aparatele îi ajută pe fixichii. Dar noi, fixichii și aparatele, avem o relație simbiotică. Deci nu mâncăm resturi ca gândăcei, pentru că suntem fixichii. La fundul unui fierbător electric se găsește un încălzitor. Când pornești fierbătorul, încălzitorul încălzește apa până fierbe. Iar apa fierbinte produce aburi care încălzesc o placă de metal în vârful fierbătorului. Căldura face ca placa de metal să se îndoaie și oprește butonul. Deci se poate spune că fierbătorul electric simte când apa fierbe. Sigur că fixichii cei mici merg la școală ca și oamenii, dar și părinții lor îi învață lucruri importante. Părinții fixichii le fac tururi celor mici prin tot felul de aparate și îi învață ce pot face fixichii pentru ca ele să meargă strună. Le place să le arate cum merg calculatoarele, televizoarele sau consolele de jocuri video sau oricare dintre electrocasnicele găsite în bucătărie, precum aragazul. Din când în când mai apare un nou aparat prin casă, ceva cu care fixichii nu s-au mai întâlnit. Pentru a învăța cum funcționează, fixichii se adună și citesc instrucțiunile pe care oamenii le păstrează, dar nu aruncă un ochi peste ele aproape niciodată. Țineți minte! Nu puneți niciodată obiecte metalice în microunde! Dacă puneți furculițe sau linguri în microunde, poate lua foc! Iar apoi nici măcar un fixichii nu va putea să-l repare! Chiar și o margine de metal pe farfurie poate crea probleme mari. În plus, nu încălziți niciodată mâncarea sigilată în cuptorul cu microunde. Și încă un lucru, să nu îndrăziți să gătiți ouă în coajă acolo. Vor explota!